Fiecare om are un parfum preferat. Unii refuză să-l schimbe, indiferent ce noutăți apar pe piață. E parfumul lor și cu asta basta. Flexibilitatea însă este o calitate de preț, așa că din când în când ar trebui să experimentăm arome noi. Iar sărbătorile sunt un prilej perfect pentru acest lucru. De Crăciun, un parfum cu note de scorțișoare, lemn ars și rom. Iar de Revelion, un parfum cu note de gin sau de șampanie. Specialiștii spun că parfumul trebuie schimbat odată cu anotimpul. Nu poți să folosești un parfum dulce și greu pe timp de vară și niciunul cu arome primăvăratice în mijlocul iernii. Situația stă exact pe dos. Tocmai de aceea, un parfum de iarnă care se respectă trebuie să aibă peste 400 de arome. Îl putem purta în seara de Crăciun pentru că el este un parfum ceva oriental lemnos și te duce cu gândul la un foc în șemineu. Are în compoziția lui lemn ars, absolut de rom, peste de zahăr, șofran, scorțișoară. Dacă aveți o problemă cu lemnul ars sau cu romul, nu intrați în panică. Există parfumuri de iarnă pentru toată lumea. Este un parfum foarte călduros, are în compoziția lui note de tămâie, note de scorțișoară, acorduri de cașmir, pentru că povestea începe de la experiența creatorului Francis Curgean în momentul în care acesta s-a ascundat de mama sa, sfugea în dulapul dânsei, unde exista întotdeauna o bluză sau un plover sau o haină de cașmir. Și totuși există parfumuri de iarnă care au tentă fructată. Este parfumul care celebrează seara de Crăciun și are în compoziția lui acordurile de pin, notele de portocală. Povestea spune că în preajma sărbătorilor de Crăciun, celebrul creator, Karl Lagerfeld, oferă prietenilor și apropiaților săi de fiecare dată acest parfum. Noaptea de Revelion va fi și ea marcată cu o aromă specială. Este parfumul pe care îl folosea prințesa Grace Kelly de Monaco. El poartă numele unui cocktail celebru din anii 30. De altfel, în compoziția lui se regăsesc acele ingrediente care se regăseau și în acel minunat și deosebit cocktail: notele de gin, șampanie, nufăr, note de citrice și note marine. Dar mirosurile plăcute nu trebuie să se rezume la parfumuri, mai ales că este obligatoriu ca de Crăciun să aprindem lumânări. Și de ce să nu fie aromate conform anotimpului? Avem exact acele ingrediente care se regăsesc sau care ar trebui să se regăsească în aroma fiecarei case în preajma sărbătorii Crăciunului. Este vorba despre acordurile de pin, notele de portocală și cele de mir amestecate cu notele de scorțișoară și tămâie. Sunt trei lumânări diferite. Da, sunt trei lumânări diferite. Așa cum vă spuneam, notele de pin în varianta verde, notele de scorțișoară, iar în varianta portocalie se regăsesc acordurile de portocală. În fața unor astfel de esențe, tot ce rămâne de făcut e să aprindeți lumânările parfumate și să vă bucurați de aroma sărbătorilor.